nu este doar cea mai frumoasă poveste pe care Tușica mea obișnuia să-mi o spună în copilărie, ci și o poveste care ne învață cât de mult ne poate ajuta o stimă de sine crescută. E vorba de povestea Călitorașului cel de azi și pentru următoarele 9-10 minute vă invit să redeveniți copii. Se spune că într-o vreme de demult, într-o primăvară frumoasă, un croitoraș stătea și lucra la masa de lucru, croind cămăși și pantaloni. În timp ce își vedea el de ale lui, la un moment dat aude de la fereastră o țigancă care striga în gura mare: "Magiun din vânzare! Haideți la magiun!" Nefiind mâncat de toată ziua, cumva spusele țigâncii gâdilară urechea. Așa că scoase capul repede pe fereastră și o invită pe țigancă sus la el pentru a-i cumpăra puțină dulceață. Țiganca își lua coșul plin cu bocale de magiun și urcă greu cele 3 etaje până la atelierul croitorașului nostru. Când ajunse, intră înăuntru și își desfăcu toată masa și puse toate borcalele pe masă. În acel moment, croitorașul începu să le controleze. Le mirosi, se uită la ele, le gustă să vadă care dintre ele era mai bun. Într-un final, îi spuse țigâncii: "Mamaie, dă-mi, te rog, și mie vreo 30 de grame din dulceața asta de cais." "Ba nu, hai mai bine dăm 50 de grame, că nu o să sărăcesc dintre atâta." Țiganca, sperând că o să facă niște bani de la mușteriul ăsta, îi puse acolo dulceața bosuflată, își încheie borcanele și plecă bodogănind din atelierul croitorașului. Croitorașul repede văd dulceața și unse două felii de pâine, dar își aminti că mai are o vestă de terminat. Așa că puse deoparte feliile de pâine și se întoase la lucru, mult mai ager și mult mai energic, de-abia așteptând să se înfructe din cele două felii cu dulceață de cais. În timp ce lucra el acolo foarte rep, foarte încântat, o droaie de muște începură să dea târcoale feliilor de pâine. Și numai ce roiau ele încoace și încolo, și când le văzut croitorașul, început să strige: "Muștelor, plecați de aici, lăsați-mă în pace!" Muștele nu înțeleg graiul omenesc, așa că nu-l asculta. Și începură să se apropie din ce în ce mai mult de feliile de pâine. În acel moment, croitorașul luă frumos o ștergură mare și dă-i una peste muște. Și când o ridică, ce să vezi? 7 muște stăteau moarte cu picioarele țepene în sus. "Ei, voinicule, asta dai spravă! Cine o mai auzit de asemenea realizare? A, trebuie să fac cumva să audă toată țara de realizarea asta mea." Cum să fac? Și în acel moment îi veni o idee croitorașului. Își lua repede un brâu pe care croi cu mare dibăcie litere de o șpioacă. 7 dintr-o lovitură. Și îl puse frumos la mijloc și își stabili o misiune. Trebuie să colind întreaga lume pentru ca cât mai mulți oameni să afle de această ispravă a mea. Căută repede prin casă ceva de aleguri și nu găsi decât o bucată de brânză veche și folosită pe care o îndesă repede într-un buzunar. Ieși din casă cu gândul mare și chiar pe când se iasă din curte, văzu într-un tufiș o rândunică care era blocată în tufa răzită. Băgă repede mâna, scoase rândunica și o băgă în buzunar. Plecă voios, fiind firav și subțire, cu multă energie, pe drumuri pentru a colinda lumea. După vreo 3 zile de mers, ajunge pe culmile unei munte. Și acolo, tărănit pe iarba verde, stătea un uriaș. Intrând de vorbă cu uriașul, croitorașul îi spuse: "Ei, vere, ce faci? Cum stai și tolănești ziua la neaza mare? Hai mai bine cu mine să colindăm lumea, pentru că avem multe de descoperit și multe mistere de aflat." Iașul se uită la piticania de om și-i spuse: "Auzi, bă, coatingale, chiar vorbești serios? Cum crezi ca eu, un uriaș, să mă întovărășesc cu unul ca tine, un țâșpâșt? Ia mai bine du-te repede de aici, că dacă nu, o să te strivesc." "E, vere, pe semne că nu știi cu cine vorbești?
Ia citește tu aici. Și în acel moment, croitorașul își deschise haina și uriașul putu să vadă pe brâul acestuia scris mare 7 dintr-o lovitură. Crezând că croitorașul a omorât 7 oameni dintr-o lovitură, început să se uite la el cu mai mult respect și se gândi totuși că poate croitorașul minte. Poate că nu a omorât 7 oameni. Așa că vrut să-l testeze și îi spuse: auzi, prietene, hai mai bine să ne întrecem, să vedem dacă chiar ai dreptate în ce ai scris tu acolo. Hai să te văd dacă ești puternic. În acel moment, uriașul se coborâ la pământ, luă un bolovan mare în pumn și începu să-l strângă cât putu el de tare, până când începu să curgă un nisip fin din pumnul lui. E, prietene, poți să faci și tu așa ceva? Eu? Cel care a omorât 7 dintr-o lovitură? Asta e o nimica toată. Se aplică și croitorașul, dar în loc să ia un bolovan de pe jos, băgă repede mâna în buzunar și scoase bucata de brânză veche. O puse în palmă și începu să strângă din ea până când tot zerul din ea curse pe pământ. E, mere, când o să stori și tu apă din bolovan, să vii să mai spui altele. Uriașul făcu ochii mari și se gândi, ceva nu-i curat la mijloc. Așa că-i propuse croitorașului o nouă probă. Bine, văd că în pumn ești puternic, dar cu brațul cum stai? Ia fii atent aici, se află că din nou luă un bolovan și mai mare și l-a aruncă sus în înaltul cerului. Și așteptarea amândoi. O oră, două ore, trecu o jumătate de zi și la un moment dat bolovanul căzu pe pământ la câțiva metri de depărtare de el. E, ia să te văd, poți să-l arunci și tu mai sus? Dragule, cum să nu? Se aplecă croitorașul, însă în loc să ia un bolovan pe pământ, scoase rândunica din buzunar și dă-i drum. Rândunica, cum se simți liberă, țuși, o zbură până în altul cerul. Stătu amândoi ce stătură și aștepta o oră, două, o jumătate de zi. Se făcu o zi întreagă și piatra nu căzu, pentru că, de fapt, rândunica nu se învoase. Atunci uriașul băgă de seamă că croitorașul nu-i de gândit. Bine, prietene! Îți promit că o să mă întovărășesc cu tine dacă ai curajul să vii cu mine în bârlog, în peștera uriașilor și să dormi acolo o noapte. S-a făcut! Haide să mergem! Și pornirea amândoi spre peștera uriașilor, unde croitorașul găsi întreaga familie a uriașului care mânca oi la proțapă. Uriașul îl conduse pe croitoraș într-un colț al peșterii, unde pe un pat mare de fier stătea o canapea lungă cât o jumătate de stat. Uite, croitorașule, aici poți să dormi la noapte. Iar mâine dimineață o să plecăm împreună să colindăm lumea. Perfect. Se puse croitorașul în pat, dar patul fiind de 10 ori mai mare decât el, se ghemui frumos într-un colțișor sub perină. Noaptea, uriașul veni împreună cu familia și cu niște drugi de fier făcură patul arșițe. Bucuroși că au scăpat de năpastă, plecară de dimineață cu toții în pădure ca să mai prade niște ori. Croitorașul pe urmele lor. Dar un moment dat, când erau ei în turul acțiunii, iese croitorașul dintr-un tufiș și le spuse: păi, nu pornim în aventură. Când îl văzură uriașii, nu le veniră să creadă și începură tot să fugă care încotro, speriați că s-ar putea să le facă de petrecanie, că doar a omorât 7 dintr-o lovitură. Așadar, croitorașul prinse mai mult curaj și intră în împărăția unui rege. În această împărăție află de la curteni că există doi zmei într-o pădure care distrug recoltele și omoară oameni. Și oricine reușește să-i răpună pe acești zmei va primi jumătate din împărăție și pe fica regelui ca soție. Bineînțeles, se încumetă la treabă pentru că de a omorât 7 dintr-o lovitură. Intră în pădurea cu pricina unde găsi pe cei doi zmei. Amândoi tulăniți la umbra unui copac. Se urcă repede pe un copac și înainte să ajungă acolo, bineînțeles, își umplu buzunarele cu bolovani. Și pe când dormeau acești uriași, numai ea că ea scoate croitorașul un bolovan dintr-un buzunar și poc în capul unui zmeu. Se trezește acesta repede și îl întreabă pe colegul lui: auzi, frate, de ce mă lovești în halul acesta? Aș din gură că nu am lovit deloc. Culcă de la loc. Scoase croitorașul un bolovan și mai mare și cu toată puterea lui îl aruncă în pieptul celuilalt zmeu, care nervos începu să-l ia la pumn pe prietenul său, pe celălalt zmeu,
până când acesta, nemaiputând, smulse din pământ un copac și începură să se lovească unul pe altul cu copacii pe care îi aveau în pădure. Până când căzura amândoi la pământ, trăzniți care fulge. Croitorașul numai atât așteptă, coboră repede din copac, își scoase paloșul și îl împipse de mai multe ori în pieptul la amândoi zmei. Și întorcându-se, nevoie mare, în regat, îi spuse regelui că a izbândit. Regele nu prea îl credea pe croitoraș, așa că își trimise oștenii să verifice. Oștenii, înainte să plece, îl îngreabă pe croitoraș. Scuze-mă, dar cum ai reușit o asemenea ispravă? Ehe, ce vorbiți? Unul care doboară 7 dintr-o lovitură, credeți că se are probleme cu 2 zmei? Bine, am avut niscaiva de furcă în momentul în care au început ăștia să scoată copacii din pământ și să se apere cu ei. Dar până atunci, nicio problemă. Ajunseră oștenii în pădure și văzură într-adevăr pădurea vraște. Toți copacii aruncați în toate părțile și zmeii zăcând în 2 bălți de sânge. Întorcându-se cu vestea la palat, regele nu mai avea ce să facă. Îi dădu croitorașului jumătate din împărăție, pe fica lui ca soție, și croitorașul domnic a împărat mulți ani atunci înainte, iar după ce regele muri, îi luă locul pe tron. Și încă le cai pe așa și v-a spus povestea.